Situație incredibilă în cazul unui colet expediat prin poștă. Pachetul a ajuns mai întâi în Mongolia, deși destinația trebuia să fie Mangalia. Într-un final, după mai multe luni, coletul a ajuns la destinația corectă, după o expediție de peste 10.000 de kilometri. Un pachet cu o carte trimisă la București, la Mangalia, a avut parte de o călătorie de 6 luni, după ce angajații de la poștă l-au trimis din greșeală în Mongolia. Explicația acestui termen foarte lung este inscripționată chiar pe plic. Coletul a ajuns mai întâi în Mongolia, adică la peste 5.700 de kilometri depărtare de destinatar. Coletul conținea volumul Discurs pentru economia politică, în traducerea Veronicăi Lazar. Chiar autoarea este cea care a trimis prin poștă cartea către Mangalia. Femeia a trimis pachetul în iulie și a ajuns la destinatarul aflat la 260 de kilometri distanță, tocmai în apropierea sărbătorilor de iarnă. În urmă cu doar 2 săptămâni vorbeam despre trimiterea de scrisori între persoane care nu mai există la poșta română, dar instituția încă are 140 de șefi, relatează mesajul.ro.